Luna iunie este luna examenelor după absolvenții de clasa a 12-a, acum venind rândul celor de clasa 8-a să intre în focul examinărilor. Evaluarea națională a început cu proba scrisă la limba română. La școala numărul 3 din Pitești, primul elev a ieșit din sala de examen după aproximativ o oră de la startul probei. Nu a fost chiar așa greu. Important este să n-ai emoții. M-am descurcat destul de bine, am făcut toate exercițiile. Și a ieșit primul. Da. Nu mi s-a părut chiar așa greu. Examenul s-a desfășurat în condiții de maximă strictețe. Polițiștii au fost prezenți la toate centrele de concurs, iar în săli au fost instalate, în premieră pentru evaluarea națională, camere video. V-a fost teamă de camerele video? Nu, deloc. Nu? N-am avut seama. Abia ieșiți din examen, elevii au fost luați în primire de mulțimea de părinți, curioși de cât de grele au fost subiectele. A, deci dacă mai vii și cu camera pe el, săracul, lasă-l, lasă-l, nu-l mai termina. Ce faci, cum a fost? Destul de greu. În unele cazuri, mai emoționați chiar decât copiii, părinții au început să-și dea și ei cu părerea despre rezolvarea subiectelor. Se spune de titlul articolului. Care este? Nu și revista e. A, deci fii atent. Și de nu era mic. În Argeș, aproape 6.000 de candidați susțin evaluarea națională, ei urmând să se întoarcă miercuri în sălile de examen pentru proba scrisă la matematică.